Aș vrea să continui textul citit de fratele păstor la începutul programului din Matei, capitolul 9. Aș vrea să citim câteva versete, 5 versete, Matei 9 cu 9, până la versetul 13. De acolo, Iisus a mers mai departe și a văzut pe un om numit Matei șezând la vamă și a zis, vino după mine. Omul acela s-a sculat și a mers după el. Pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată că au venit o mulțime de vame și păcătoși și au șezut la masă cu el și cu ucenicii lui. Farisei au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor lui, pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vame și păcătoșii? Iisus i-a auzit și le-a zis, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă de învățați ce înseamnă milă voiesc, dar iar nu jertfă, căci n-am venit să chem la pocuință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Amin. Doamne, te rog să binecuvintezi acest cuvânt în inimile noastre și te rog, Doamne, să continui să ne vorbești fiecăruia. Avem așa mare nevoie de cuvântul Tău, dar nu, Doamne, să-L auzim, ci, Doamne, avem nevoie, Doamne, ca El să ne schimbe întreaga noastră viață. De aceea te rog să ne dai putere fiecare dintre noi să-L trăim cu bucurie și cu demnitate în fiecare zi din viața noastră. Amin. Vă invit să vă reașezați. E o bucurie pentru mine să pot să slujesc pe Domnul în mijlocul dumneavoastră. În același timp și o responsabilitate majoră ca El, Domnul, să continue să ne vorbească în dimineața asta. Nu ce vrem noi, ci avem nevoie fiecare dintre noi. Amin. Mulțumesc. Amin. Amin. Foarte important să știm că Dumnezeu încă vorbește și ne-a rugat pentru asta și i-a mulțumit lui Dumnezeu în timpul rugăciunii. Și Dumnezeu ne vorbește uneori nu cum am vrea noi sau ce am vrea noi, dar Dumnezeu vorbește și la sfârșit, mai târziu, peste un timp, vedem cum Dumnezeu s-a ocupat de inima noastră. De aceea, în câteva minute, în dimineața aceasta, aș vrea să privim la textul acesta din perspectiva a ceea ce face Iisus pentru noi. Și vă rog să lăsați și Biblia deschisă și inima deschisă și aș vrea să vedem câteva lucruri, patru realități pe care le redescoperim sau le descoperim din textul acesta și textul care urmează, următoarele versete, ce face Iisus pentru noi, ce face din perspectiva unui om care are nevoie de atingerea lui Hristos. Imaginați-vă, vă rog, că a fi vameș în vremea respectivă nu era o chestiune în care vroiai de dimineață să devii vameș și deveneai vameș. Sau nu era un lucru ușor, sau dacă vreți, nu era neapărat un lucru de dorit. Oamenii care alegeau să devină vameși trebuiau să nu dea neapărat un examen teoretic, ci mai mult un examen financiar, pentru că odată la 5 ani posturile erau scoase la licitație și fiecare care licita mai mult ajungea în postul respectiv, pentru că era o chestiune interesantă în vremea aceea, vameșii nu erau plătiți, își făceau ei plata. Și deci o chestiune foarte importantă, pentru că erau urâți de popor, pentru că atunci când îți faci tu plata, îți faci plata cât mai mult. Și vămile erau, dacă vreți, așa un fel de purgatoriu când oamenii treceau prin ele, pentru că erau curățâți de toți banii și te vămuiau și pe tine și animalul și tot ce aveai și tot ce n-aveai te vămuiau, pentru că, de fapt, dincolo de taxele romane, dincolo de taxele pe care trebuia să le dea guvernatorului sau, dacă vreți, municipalității din vremea aceea, teritoriul în care erau, erau vreo trei mari, dacă vreți, vămi în Capernaum, în Ierihon, dar era și o vamă mai maritimă, dacă vreți, a Cezareei. Ei, când vorbim de lucrurile acestea, ne dăm seama că vămile acestea și vămuirea aceasta era, de fapt, o jupuire mai mult decât o chestiune umană. Oamenii deveneau și, din păcate, uite, și atunci și acum oamenii ne fac mai puțin, banii ne fac mai puțin umani, ne dezumanizează, din păcate, banii. Dacă noi ne lăsăm stăpâniți de ei și nu-i stăpânim noi pe ei, în contextul ăsta, vameși erau urâți și asta aș vrea să pornim în dimineața asta și oamenii fugeau de vameși. Era ca în vremea, dacă vreți, copilăriei noastre, la noi, la Bihor, într-un sat în care am crescut eu acolo, era dubașul satului. Nu știu dacă mai ați avut expresia asta în Bihor, ăsta care bătea toba pe sat,
ba să mergi cu câinii la vaccin, ba cu mai nu știu ce trebuia să faci, dar de cele mai multe ori bătea tot bansat ca să-ți ceară bani. Adică el venea ca un reprezentant al autorităților locale și ăsta zicea, domnule, trebuie să mai dați asta, asta, trebuie să mergi să curezi de târși, pășunea, trebuia să faci. Ei, ăștii când băteau toba, numai să n-auzi toba, că și numai fie cereau bani, fie te puneau la lucru. Ei, când vedeau oamenii un vame, știa că ăsta se lipea tot de el. Ăsta când mergea la not, el nu nota așa, el nota așa, știți? Oamenii se uitau la omul ăsta ca la unul care doar dorea și oprima. Ce face istorioara asta, să continui ideea aceasta a poveștii lui Matei, e că Domnul atunci când ne cheamă pe fiecare dintre noi, Domnul ne știe numele, să știți. În contextul în care suntem acum, pentru și o să vedeți, o să simțim, și am și simțit deja, că pentru foarte mulți oameni, în preajma mai ales alegerilor, suntem doar niște votanți, niște numere, dar Hristos ne știe numele, nu numărul. Pentru oameni suntem doar un număr care bagă, pune acolo ștampile sau face ceva, aduce un mic plus. Hristos nu ne cheamă ca să oferim noi ceva, ci Hristos ne cheamă ca și ne primește ca El să se ofere nouă. E o chestiune exact inversă decât ceea ce trăim în societatea în care suntem. Hristos ne cunoaște numele și vedem că numele Lui e Matei și vedem lucrul ăsta, ne dăm seama din evangheliile celelalte în contextul acesta chemării lui Matei, pentru că Hristos îți cunoaște identitatea vieții tale. Nu doar numele pe care îl rostești sau numele pe care alții rostesc asupra vieții tale, ci îți cunoaște întregul trecut. Și Hristos nu doar că e o chemare personală pe care El o face față de vameșul acesta și îi spune pe nume. Mulți îi spun păcătosul și în general suntem caracterizați de faptele noastre, de păcatele noastre. Că la noi în sat, de exemplu, ziceam ăla Vasile Bețăvanu, că ăsta era ăla cel mai campion la anumite practici. Ei, și te caracteriza și puneai acolo un adjectiv imediat lângă personajul și mă, ăsta așa e caracterizat de lucrul ăsta. Și Domnul se uită la el. Și se uită la numele Lui, la cine este El, nu ceea ce face El, nu ce a făcut El până atunci. Aici e extrem de important. Că El, Hristos, se uită la noi, la cine suntem noi acum. Nu cine am fost în trecut, nici măcar la cine am vrea să devenim vreodată. Ci Hristos se uită în noi, la cine suntem acum. Și chemarea Lui Dumnezeu e o chemare personală, e o chemare, dacă vreți, urgentă. Și Domnul se atinge de El și îl cheamă atunci. Și vine și spune, vine după mine. Nu când vrei tu, ci vino acum. Că pentru că niciunul dintre noi nu avem garanția trăirii zilei de mâine. E adevărat sau nu? Mulțumesc, Daminu puternic. Amin? Amin. Niciunul dintre noi nu știm că vom trăi mâine. Indiferent cât de sfântoși ne-am crede, indiferent cât de mult am merge pe la biserică, indiferent ce am făcut sau n-am făcut, niciunul dintre noi, dar niciunul, nu avem garanția că mâine vom trăi. Niciunul, indiferent câți bani avem sau câte datorii avem, indiferent ce trăim sau ceea ce am experimentat în viața noastră, Dumnezeu dă viață și Dumnezeu dă viață vieții noastre și Dumnezeu ne ține în viață pe fiecare dintre noi. Chemarea asta nu e doar o chemare personală și urgentă, ci e o chestiune doar de momentul acela și e o chemare transformatoare. Ne uităm la omul ăsta, un om care lasă totul și merge după Hristos. Pentru că în momentul în care te întâlnești cu Hristos, și nu vorbim de o atmosferă lacrimogenă de o biserică, nu vorbim doar o chestiune așa sentimentală, religioasă, ci vorbim realmente în momentul acela fundamental în care am auzit în dimineața asta, în care ai lăsat și Remia, ai lăsat și totul și de momentul ăla n-ai mai fost același om, ești transformat de Iisus Hristos. Ei, chemarea asta e transformatoare. Și asta vreau să vă spun o realitate pe care aș vrea să ne-o readucem în minte, transformarea ține toată viața, să știți. Asta nu e o chestiune în care Dumnezeu ne-a transformat-o, de atât ne-a mântuit și ne lasă în pace apoi. Ci ne schimbă, pentru că toți de aici, oricât am vrea să recunoaștem sau nu, toți avem nevoie de Hristos, amin? Toți avem nevoie să ne atingă Domnul pe fiecare dintre noi. Aș vrea să vedem câteva lucruri practice pe care Domnul le face acum pentru omul ăsta și aș vrea să le pune la inima noastră și pentru noi. Și primul lucru pe care Domnul face pentru vameșul acesta, pentru omul ăsta marginalizat, dacă vreți, pentru Levi în altă evanghelie, pentru Matei, Iisus nu izolează, ci întotdeauna Iisus e cel care integrează. Omul acesta era izolat de societate. Omul ăsta zicea, bă, cu oamenii ăștia, cu vame și n-ai ce să umbli, mă. Știți, noi învățăm pe pruncii noștri, mă, zice, ai grijă cu pruncii locutare să nu umbli. Și am fost crescuți în asta, mă, pe ulița aia ai grijă că de o anumită oră să nu mai mergi pe ulița aia. Și eram învățat în sat, ai grijă că familia cu tare nu știu cum. Și ne-am caracterizat și cam, bine, în sat ne știam toți. Ne știam și câinii unii la alții, da, păi pe noi. Ne știam fiecare, dacă era vreun
patruped latin, vezi că ia locutare din fundul satului, nu? Și știai, mă, iai câine, îl duceai acasă. Ei, ce e important în viața noastră și realitatea pe care o vedem în textul acesta, Iisus Hristos nu izolează cum izolează oamenii, ci Domnul Iisus Hristos e Cel care integrează. Uitați-vă, vă rog, ce face Domnul pentru vameșul ăsta, omul ăsta care trebuia ocolit, omul ăsta care era oricum la marginea societății. Ei drept, el a ales, a vrut el să intre în zona asta, în domeniul ăsta, în serviciul ăsta, nu-l obliga nimeni. Cum și pe noi, mulți ne obliga să facem anumite lucruri și le-am făcut. Și am ajuns într-un moment a nevegherii noastre unde am ajuns, nu pentru că am gândit-o noi că vrem să ajungem acolo, ci o nebunie a vieții noastre. Ne-a dus în multe zone și multe, dacă vreți, poziții în societatea asta în care nu ne-am vrut să ajungem, da? În nevegherea noastră am ajuns acolo. Și aș vrea să vă încurajez pe dumneavoastră în dimineața asta și pe mine și pe noi toți. E că Iisus Hristos e Cel care nu te scoate afară, ci Hristos te bagă înăuntru. Pentru că El, Hristos, ne-a învățat că atunci când El s-a rugat pentru ucenici, când s-a rugat pentru noi, s-a rugat pentru unitate. Nu ne-a rugat să fim nici mai puternici, nici mai buni vorbitori, nici mai buni cântăriți, ci ne-a rugat să rămânem una, pentru că în unitate există forță întotdeauna. Dacă diavolul vrea să facă ceva cu noi, să ne dezbine. Și ceea ce face păcatul în viața noastră e că ne separă. Suntem aceeași casă, la aceeași masă, dar unul, fiecare cu telefonul lui, ne-ați observat. Primul lucru care te uiți la masă, scoți telefonul și fiecare stăm pe telefon și cineva așteaptă să ne servească masa. Când de fapt e o chestie atât de simplu până la urmă, nu? Dar practică. Dar în viața noastră e exact aceea separare pe care păcatul vrea să o facă în viața noastră. Doar Hristos e Cel care te integrează. Doar Hristos e Cel care dă un nou sens vieții tale. Doar Hristos e Cel care te aduce împreună. Doar Hristos e Cel care nu doar că ne aduce împreună, ci ne și ține împreună. Pentru că nu noi ne ținem, nu forța noastră, nu ceea ce facem noi, ci Hristos. Uitați-vă, vă rog, în contextul acesta, imaginați-vă un picuț modul în care ucenicii se uită la ăsta care vine, nenorocitul ăsta, păcătosul ăsta, ăsta paria societății, ăsta să fie, nu doar să vină lângă Iisus, că asta era o tragedie până la urmă, să vină lângă ăsta, lângă învățătorul lor și zic, mă, cum să vină lângă Iisus? Omul ăsta, păcătosul ăsta. Și zice Domnul, nu o să vine doar lângă mine, ci o să fie colegul vostru. Da, asta a fost tragedie. Cum adică ăsta, păcătosul ăsta, mă, să fie coleg cu mine? Eu care am terminat, eu care am costum de biserică, eu care am atâtea și atâtea, eu care știu să vorbesc așa frumos bisericesc, să vină păcătosul ăsta să fie egal cu mine? Asta face Hristos, fraților. Pentru că în Hristos toți suntem egali. În Hristos ne aduce doar mântuirea, ne aduce în egalitate toți. Odată toți avem nevoie de iertarea Lui și toți avem nevoie, dacă vreți, de egalitatea aceasta, să știi că ești prețuit și valoros în ochii Lui Dumnezeu, nu pentru ce faci sau ce vei face, nu pentru ce ai făcut sau ce îți propui să faci, ci pentru ce este Hristos în tine și cât îl lași pe El să transforme viața ta. Hristos e Cel care te integrează, Hristos e Cel care te aduce împreună. Iisus te primește cum ești, dar nu te lasă cum ești, și schimbă în tine. Și spuneam, transformarea asta ține o viață întreagă. Nu-i doar un moment de biserică, ci un moment de viață trăit cu Hristos în fiecare zi. El te aduce în familia Lui. El te aduce, dacă vreți, în parte a jertfei Lui. Și atât de important e să știi cine ești în Hristos. Atât de important e să știi cine ești în ceea ce Hristos a făcut pentru tine și face pentru tine. Nu uitați, vă rog, Hristos e Cel care nu izolează niciodată, ci Hristos ne integrează. Hristos e Cel care ne aduce împreună și ne ține împreună. Hristos nu se uită la palmaresul nostru, ce am făcut noi. Hristos nu e impresionat, dacă vreți, de ce sunt impresionat sunt oamenii, ci Hristos se uită la inima noastră, la dorința noastră, la umanitatea noastră, la aceeași nevoie universală, generală a omului fără Dumnezeu, care are nevoie de iertare lui Hristos. Nu uitați, vă rog, lucrul ăsta. Numărul 2. Domnul îl ia pe omul ăsta și le spune, știți că e colegul vostru de aici încolo. Iisus Hristos nu reformează, ci regenerează întotdeauna. Și dacă ne uităm în versetul ăsta 10 până la versetul 13, e modul în care Domnul spune, bă, acum, nu doar că El va fi pe lângă noi pe aici, ci spune Biblia, eu intru în casa Lui. Și aici e o chestiune extrem de importantă. Pentru că biserica sau atmosfera de biserică nu trebuie să fie doar aici. Și ascultați-mă, vă spun din toată inima, ca și pastor, va trebui să ducem biserica la noi acasă. Amin. Și dacă nu o ducem, acasă e rece, e frig, e întuneric. Și lumina asta puțină de o oră jumate, două ore, trei ore, cinci ore pe săptămână, zece ore, cred vreau asta, e prea puțină față de sutele de ore sau zecele de ore trăite fără lumină. Duceți-L pe Hristos cu dumneavoastră la dumneavoastră acasă. Cei care vă așteaptă acum acasă au nevoie de Hristos. Amin. Înțelegeți, zic?
Oamenii au nevoie să ne vadă pe noi mai... Și aici o chestie, unii au zis că nu, rău formați, știi? Nu, Hristos nu reformează, că nu schimbă ceva, ci regenerează, dă o inimă nouă. Hristos nu are servisuri, să știți. Hristos nu repară, nu mai te mai aranjează, te cosmetizează, te pregătește, spune un costum pe tine, să fii vrednic, să fii bun de ceva. Nu, Hristos îți dă o identitate nouă, îți dă o inimă nouă, o viață nouă, o direcție nouă. Și atunci nu mai contează ce spun ceilalți, nu mai contează ca ceilalți te reformeze pe tine, ci ești regenerat de Hristos. Și când ești regenerat de Hristos, trecutul e în spate. Și când ești regenerat de Hristos, ești iertat, te simți iertat și ești la rândul tău. Ești o ființă nouă, ești cel care îl dorești pe Hristos și în casa ta, nu doar la biserică. Nu într-un fel să la biserică sau un fel acasă. Dragii mei, când trăim cu Hristos, indiferent cât pierdem sau câștigăm, compromisul e doar un compromis în care noi nu ne atingem de el niciodată. Indiferent cât câștigăm sau pierdem, indiferent ce se întâmplă în viața noastră, noi știm că Hristos este totul și noi știm că El rămâne pe tronul Universului. Și am început dimineața aceasta cu ideea aceasta, realitatea aceasta, atributul acesta lui Hristos, că El este răscumpărătorul vieții noastre. Și dacă ne uităm în textul acesta, vedem că Domnul intră în casa Lui și odată cu El, ăsta intră și cu colegii Lui și asta e fantastic. Omul ăsta nu poate să tacă. Omul ăsta, dacă pe Matei l-a atins, vin și ceilalți păcătoși. Vin tot neamul lui, vin toți prietenii lui, vin prietenii lui și aud Evanghelia. Și Hristos e acolo și dintr-o dată dai seama că peste, dincolo de zid, pe geam, să uită ăștia sfântocii, farisei. Și zic, cum a intrat omul ăsta, mă? Cum a intrat învățătorul vostru? Nu a mers la Iisus, a mers la ucenici și l-a luat de urechi și a zis, măi, cum a mers păstorul vostru acolo? Cum a mers învățătorul vostru cu nenorociți ăștia, cu păcătoși ăștia? Cum adică? Domnul îi aude, pentru că de cele mai multe ori, ascultă-mă, când trăiești o viață regenerată în Hristos, nu trebuie să răspunzi tot, răspunde Domnul pentru tine. Nu trebuie să-ți faci tot dreptate, îți face El. Și când e Domnul de partea ta și când Domnul îți ține spatele, ascultă, mai biruință întotdeauna. Și când Dumnezeu e Cel care e cu tine în clipa vieții tale, în care ai nevoie realmente de El, acolo în spatele grădinii, când plângi singură și singur, știi că Dumnezeu cunoaște inima ta. Și că cunoaște problema pe care o ai, durerea pe care o ai în inimă. Uneori nu poți să o materializezi, nu poți să o spui, nici nu mai poți să plângi pentru ea. Dar Dumnezeu reînvie în tine credința aceasta că El poate. Pentru că Hristos nu doar că nu izolează, ci integrează, ci Hristos face mai mult decât. Nu doar că te pune lângă El, ci Hristos regenerează viața ta. Nu doar te aranjează un pic, nu doar mai schimbă ceva, ci îți dă viață nouă, identitate nouă. Pentru că dacă mai aranjăm un pic, toți ne aranjăm unii pe alții, nu? Și fiecare ne aranjăm cum am vrea noi să arate celălalt. Hristos e Cel care îți schimbă întreaga viață. Și ești transformat. Și nu mai contează ce spun ceilalți dincolo de geamuri. Și ești bucuros că Iisus e în casa ta. Ești bucuros că Iisus a intrat și în casa ta. Și ăsta contează conjuncția asta. Și în casa ta. Pentru că Iisus nu intră doar numai în casele sfinților. Pentru că a venit în lumea aceasta ca Cel care are nevoie de vindecare, să-i ofere vindecare. Hristos n-a venit să laude sfinții, ci Hristos a venit să facă din păcătoși sfinți. Hristos a venit în lumea aceasta să dea o regenerare a vieții noastre în întregime, nu doar parțial, nu doar pentru moment, nu doar acum, ci întreaga noastră viață să fie transformată de El. Trecutul, prezentul și viitorul sunt în mâna Lui și când regenerează Hristos viața ta, când regenerează întreaga ta ființă, întreaga ta viață, nimic nu-i mai al tău, nici tu nu mai ești al tău, ci totul e al Lui, și casă, și mașină, și tot ce ai, pentru că știi de ce? Realizezi în momentul mântuirii că totul e de la El, pentru El și pentru gloria numelui Său. Și când îți dai seama că ești din El, prin El și pentru El, nu mai ești al tău. Pentru că, dragii mei, problema pe care o avem e că devenim prea vii pentru noi și nu mai suntem morți pentru lumea asta și vii pentru Hristos. Spuneam că El e Cel care dă viață vieții tale, El Cel care dă un nou început, o revigorare a vieții tale, o regenerare completă a vieții tale. El nu te face doar să te simți mai bine. El nu te face doar să-ți facă dacă vreți, te unge cu ceva cremă să nu te doară așa tare. Nu, El îți dă vindecare de plină. Asta înseamnă regenerare. Reformare înseamnă să ne facem noi, să ne simțim așa mai bine unul pe lângă altul, ne mai ajutăm unul. Hristos e Cel care ne schimbă în totalitate. Numărul 3. Mergem un pic mai jos, versetul 14. Iisus nu întristează, încet deodată celebrează. Dacă uitați în versetul 14-15, atunci ucenicii lui Ioan au venit la El, la Iisus și i-au zis, de ce noi și farisei postim desă, iar ucenicii tăi nu postez deloc? Iisus le-a răspuns, se pot zăli în tași și câte vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, atunci vor posti. În momentul ăla în care, deja cum au venit și alții, nu doar farisei,
Și zic, dar cum adică se întâmplă lucrul ăsta? Noi de ce postim, de ce facem și ceilalți nu fac? Și știți, comparați. Oricum, și care să compara o minte odihnită, că nu au ce să facă toată ziua altceva. Dar dacă ești regenerat de Hristos și ești ocupat de slujirea Lui, nu mai ai tu timp să vezi peste gardul nimănui. Și ce face Domnul? Îl ia și pe Matei după gât și pe ceilalți. Oameni buni, zice, eu n-am adus aici să aduc o întristare asta, ci aduc o celebrare și eu mă bucur. Pentru că ce face Hristos în tine aduce bucurie. Ce face Hristos în noi aduce acel moment al celebrării, că mirele-i cu tine acolo. Și John spunea un lucru care l-a repetat de mai multe ori. Iisus e aici. Și ascultați-mă, El nu rămâne aici. El vrea să vină cu tine acasă. El vrea să vină în viața ta, să vină acolo unde te duci, să vină cu tine. Pentru că datoria ca și creștin pe care o avem e nu doar să mergem mai des la biserică, ci datoria să purtăm pe Dumnezeu cu cinste în viața noastră. Amin, fraților? Pentru că Hristos e Cel care celebrează întotdeauna. Mă, oameni buni, dacă cerul se bucură pentru un păcătos, spune Biblia, care se întoarce, cine suntem noi să nu ne bucurăm? Știți care e întrebarea pe care o avem? Câți aveți la botez? Dacă ai 100, bă, fain. Dacă ai unul, mai faci botezul? Ce pentru? Înțelegeți? Fraților, tot cerul se ridică în picioare. Când un păcătos recunoaște că nu are nevoie de Hristos. Și dacă cerul reacționează în modul ăsta, cine suntem noi să tăcem din gură, să nu vorbim de faptul că orice păcătos are șansa salvării și are posibilitatea salvării? Niciunul nu-i prea păcătos să nu se poată atingă, să nu poată să-L atingă Hristos. Niciunul. De aceea, în dimineața asta, nu uitați, Hristos e Cel care celebrează. N-aduce întristare niciodată. Și aceea bucuria prezenței Lui, bucuria mântuirii pe care o prostim noi ca și terminologia de la amvon acum, e acea bucurie debordantă în care nu mai contează unde ești, ci contează cu cine ești unde ești. Ci contează nu ce ai, ci pe cine ai în inimă. Nu contează ce faci tu, ci contează cât îl lași pe Hristos să facă prin tine. Și când înțelegi lucrurile astea, devine o bucurie. Bucuria asta nu e o chestiune în care lucruri pe care le primești sau nu, ci o bucurie a prezenței Lui Hristos. E bucuria aceea că într-o zi vom fi cu adevărat liberi. Nu o să fiu niciodată împreună cu Simi, eram la stânca și a fost un moment special. A fost șocul meu, nu o să fiu niciodată. Într-un context în care ne-am întâlnit împreună cu familiile acolo. Și a fost un băiat de vreo 12 ani, parcă, mers la taică sau în brațe. Nu l-a văzut cred că de vreo 6 luni. S-a urcat în brațe la taică sau și a stat în brațe la taică 3 ore. Mă, nu l-a lăsat pe taică-sul nici să mânge, să meargă nicăieri. Copilul la 12 l-a luat și a zis, nu mai pleci de aici. Într-o zi, speranța revederii pe care o avem. Asta e bucuria pe care o avem, dacă acum suntem cum suntem. Într-o zi vom fi cu adevărat liberi. Speranța nu doar libertatea acestei lumi, ci adevărata libertate pe care ne-o dă Hristos în inimile noastre. Că libertatea nu are de-a face cu unde ești, cu cum te simți unde ești, cât de liber ești sau cât de eliberat ești. Hristos e Cel care eliberează. Hristos e Cel care dă adevărata libertate. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să nu uităm că nu doar că Hristos e Cel care integrează, Hristos e Cel care regenerează, Hristos e Cel care celebrează pentru tine. Și dacă toți comentează despre Matei, Hristos se ridică în fața tuturor, împotriva tuturor ca să-L apere pe El. Asta e chestiunea care îmi place extrem de mult, ce face Domnul cu noi atunci când oamenii stau împotriva noastră, pentru că ne-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu ne face dreptate și poate nu cum am vrea noi, pentru că Dumnezeu nu pedepsește și face și zicem noi bihorenii că Domnul Dumnezeu bate, nu, ci Dumnezeu te ține în picioare. Și cea mai mare dovadă a dragostei Lui și bucuria pe care trebuie să o ai în dimineața asta e că poți să rămâi în picioare și stai în picioare, nu prin puterea Lui, ci prin puterea celui care te-a ridicat. Tot El te ține în picioare, tot El te ține liber. Pentru că dacă nu ne ține El liber, ne eliberează azi și mâine ne robim noi. Dar dacă Hristos ne eliberează, rămâi liber pentru eternitate. Și ultimul gând pe care l-am pentru dumneavoastră în dimineața asta, din textul acesta și versetele următoare, 16 și 17, spune că nimeni nu pune, spune Domnul, un petec nou la o haină veche, pentru că s-ar lua umplutura din haină și ruptura ar fi rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burduful vechi, astfel burdufurile pleznesc, vinul se varsă și burdufurile se prăpădesc, ci vinul nou îl pun în burdufuri noi și se păstrează amândouă. Și un ultim gând e că Iisus nu peticește, ci întotdeauna înnoiește.
Noi nu suntem peticiți jertfa Lui, ci suntem înnoiți de El. Pentru că nu schimbă doar burtuful, nu schimbă doar carcasa, nu doar pune pe tine un costum de biserică, ci îți dă o inimă de biserică, dacă vreți. Și când ai inima dată Lui, credeți-mă, nu mai ai nevoie să spună nimeni ce și cum, ci ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu mai ai relație cu Dumnezeu second hand până alții. Îi zăpăcești pe toți să-mi vorbească Dumnezeu prin tine. Nu, îți vorbește ție direct. Pentru că Hristos nu peticește, ci înnoiește întotdeauna. Nu doar pune lucruri în viața ta. Și îți dă o nouă identitate, spuneam, un nou început. Și mi-aș dori dimineața asta, nu doar pentru noastră, ci pentru noi toți, să fie o bornă viața noastră. Pentru că Hristos integrează. Hristos e Cel care regenerează viața ta. Și uitați-vă, nu-i cere nimic lui Matei, ci doar îi lansează cea mai frumoasă, dacă vreți, provocare pe care poți să o ai în universul ăsta. Creatorul universului să spună, nu vrei să vii după mine? Nu vrei să mergem pe același drum împreună? Nu-i spune lui Matei, bă, Matei, vină pe la biserică și pe câteva luni vedem ce mai facem. Lasă-te de vamă, 1, 2, 3, 4, 10 lucruri, 5 lucruri să fii fericit, nu știu ce, nu. Tu vină după mine. Pentru că El regenerează, El celebrează. Hristos se laudă cu tine, ascultă-mă ce zic. Poate nu se laudă cu locul în care ești, nu se laudă și nici nu te lauzi cu faptele pe care le facem fiecare dintre noi. Dar Hristos se laudă cu credința ta. Pentru că vreau să spun o realitate. Întotdeauna credința îl onorează pe Dumnezeu. Și întotdeauna Dumnezeu onorează credința. Și nu doar că se bucură, ci te reînnoiește. Că s-ar putea să spui, frate, dar eu am mai căzut. Nu. Asta e reînnoirea. Poate n-ai reușit să rămâi acolo. Poate n-ai reușit așa cum ai vrut să rămâi sau cum a vrut El. Dar ce face Hristos în mine că vrea? Mă reatinge din nou. Mă atinge din nou. Mă reînnoiește din nou. Nu doar peticește viața mea. Nu doar să fiu un pocăit așa peticit tot. Ci îmi dă o haină nouă. Haina mântuirii. Haina eliberării și a vindecării Lui. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mă rog Dumnezeu să ne ajute să nu uităm că El, Hristos, vrea să facă ceva pentru tine. Face deja. Face. Credeți-mă că face. Doar avem probleme la nivelul minții noastre și ochilor noștri să vedem. Dar mă rog să ne deschide Dumnezeu ochii și inimii, dar și ochii și de carne să vedem ce face Hristos pentru noi. Amin. Fiți binecuvântați, Domnul. Amin.